Nu vă supărați. Îmi puteți spune câte ceas? 2. Vă foarte mulțumesc, domnule ofițer. Dar pe cine căutați? Pe domnul major de la mea e Borza. Și eu stau tot aici. Nu știu dacă e acasă. La ora asta de obicei la comisariat. Pe strada Mântuleasa, de Mircea Eliade. Am întâlnire cu dumnealui. Păi atunci și... Vin din partea familiei. Aha. Mai bine zis, pentru dumnealui, domnule, eu sunt o parte a familiei. Sunt partea cea mai prețioasă, copilărie. Vă să zic că îl cunoașteți bine. Da, da. De-aia ați aflat adresa, că de-abia s-a mutat aici. De fel și eu îl cunosc bine. Am lucrat împreună. E un om solid, de încredere, un vechi luptător. Un element excepțional. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Distribuție: Constantin Codrescu, George Constantin, Dana Dogaru, Florina Cercel, Silviu Stănculescu, Adriana Trandafir, Dan Condurache, Florin Anton, Răzvan Ionescu. Regia artistică: Titel Constantinescu. Sărut mâine, Coniță. Bună ziua. Sper că n-am venit nici prea devreme, nici prea târziu. Mi-am zis 2:05 și e tocmai ora potrivită. E la masă. Va aștepta pe la 2:15 și jumătate. Atunci aștept. Poftiți în salon. E mai răcoare. Apartament boieresc. Cunosc. De-abia s-a mutat. Da, cel dinainte, din calea Rahovei, era prea departe de serviciu. Nu făcea de el. Major la MEAI și tot cu misiuni importante. N-avea pian, n-avea radio. Cunosc. Iar pe el îl cunosc de când era atâtică. Da. Am să-i spun că ați venit. Luați loc. Mulțumesc. Da. Ce-i cu dumneata? Unde e frate? Nu mă mai cunoști? Eu te țin minte de când erai de șcapă. Cum de s-a dat drumul portarul? Mi-am zis că pe la 2 te găsesc sigur acasă. De ce vezi dumneata? O să zic că nu mă mai recunoști. E drept, au trecut peste 30 de ani de atunci, dar eu te-am ținut minte și când am aflat că te-ai mutat aici, mi-am spus ce-ar fi să-i fac o vizită, să văd dacă mă mai recunoaște. Dar ce să mă văd, domnule? Pe strada Mântuleasa, nu era o școală, nu? Pe strada Mântuleasa, cu castani în curte și în fund cu o grădină cu zarzări și vișini. Nu se poate să fi uitat asta. Ia aici la 2 pași de dumneata. Parcă te văd și acum. Aveai un costum de marinar și transpirai. Grozav ce transpirai. Aneto! Aneto! Nu l-ai introdus pe individul ăsta în salon? Nu s-am spus să nu primești pe nimeni, să-i trimiți pe toți la minister? Nu s-am spus că aștept un inspector pe la 2:15? Păi credeam că ăsta e, dacă l-a lăsat portarul și...
Parcă mi-a spus ceva că te cunoaște bine, că ar fi și el inspector. Ăsta? Vă să zic că te-ai introdus prin fraudă. Ai spus nevestimii că ești inspector. N-am spus, dar aș fi putut spune, pentru că sunt inspector. La pensie, dar se poate spune că tot inspector am rămas. Dar cine ești dumneavoastră, domnule? Tot nu ți-aduce aminte? Nu! Strada Mântuleasa. Când îți făceai școala pe strada Mântuleasa și în recreații te cățăreai în vișini și odată ți-ai spart capul și te-a luat în brațe directorul școlii și te-a dus în cancelarie și te-a pansat. No. Și a doua zi era serbarea de 10 mai și erai foarte mândru că veniți-și cu capul bandajat. Și te-a întrebat directorul: cum îți mai merge capul, mă, Borza? Și dumneata ai răspuns: mi-e teamă de poezii, domnule director, că nu-ți plăcea deloc memorizarea. Mi-e teamă că n-o să le mai pot învăța pe din afară. Bine, directorul, eu sunt învățătorul Zaharia Fărâmă, 15 ani directorul școlii din Mântuleasa și apoi inspector școlar a doua până am ieșit la pensie. Fără, de ce ai venit? În ce scop? Vă rog să nu vă supărați. N-am vrut să vă supăr. Poate era în mijlocul o confuzie și atunci îmi cer toate scuzele. Dar nu sunteți dumneavoastră domnul major Vasile I. Borza? Nu! Nu domnul, ci tovarășul major Borza I. Vasile. Ce-i cu el? Ce te interesează pe dumneata persoana lui? Atunci, mă scuzați. Da, ați învățat la mine la școală pe strada Mântuleasa. Vă pot spune și anii, între 1912 și 1915. Vedeți că deși au trecut mai bine de 30 de ani, eu tot îmi aduc aminte. Din fiecare clasă mă legam de câțiva băieți, nu întotdeauna premianți, dar băieți pe care îi simțeam că au ceva deosebit. Și apoi îi urmăream cât puteam pe la liceu, pe la universitate. Adevărat, dumneavoastră, v-am pierdut urma, dar a venit războiul din 1916 și asta explică multe. Am uitat că ați fost plecat în provincie. Ascultă, domnule director, eu nu sunt ăla pe care îl crezi dumneata. Cu liceu și universitate, cu... eu sunt din popor. Am fost persecutat în viață. N-am avut timp și bani și privilegii să umblu prin școli înalte. Nu vă vorbeam de școala primară din Mântuleasa. S-am spus să nu mă întrerup când îți vorbesc. Chestiile astea cu ticluri și școli înalte, cunoaștem noi, cunoaștem povestea. S-au dus timpurile alea cu privilegii, cu diplome, cu baliverne de-astea. Am îngropat regimul dumneavoastră, regim de exploatatori. Acum îi spune cuvântul popor muncitor. Băgăți asta bine în cap, cât mai e timp. M-ai înțeles? Am înțeles. Vă rog să mă iertați. A fost o confuzie, a fost fără voia mea. Da, sper că a fost o confuzie, că al minter o păsei rău de tot. Și acum ai zi, bolă, proste că... nu m-am supărat. Și șterge-o. Hai, șterge-o. Vă salut, vă salut cu respect. Șterge-o. Vă rog încă o dată să mă iertați. Ai auzit? Dumitru, l-ai auzit? Am auzit. Eram dincolo. Deci ce zici de drăcoverii asta, Dumitru? Cam suspect. Mi se pare că am suspect. E așa, mi se pare și mie. Pretinde că m-a confundat. Poți să-l crezi? Păi, chestia asta cu confuzia mi se pare cu sută coața albă. Să fie doi Borza I. Vasile și cam de aceeași vârstă și în același oraș. Nu vine să cred. Nu, ăsta știe ceva. Ăsta urmărește ceva. Îți cunoștea adresa, deși de-abia te-ai mutat. Îl arestez. Nu, stai. Nu te pripi. Dacă urmărește ceva, e mai bine să-l urmărim noi întâi, nu? În fond, poate chestia e mai complicată. Eu știu, poate că nu te confundă. Și de-aia urmărește ceva. Poate că știe cine ești. O fi având și el dreptate, nu? Eu știu. O fi învățat la el la școală, pe strada Mântuleasa. Fi serios, domnule. Deve ști toată lumea că sunt din popor. Că n-am mers la școală. E Borza. Borza, nu e nicio rușine că ai făcut școala primară pe strada Mântuleasa. Stai. Școala primară se mai putea face de oamenii sărmași și cinstiți
și pe timpul burgheziei. Păi dacă spun că n-am fost la școală pe strada Mântuleasa, ei nu știu măcar unde e, unde e Mântuleasa? Păi aici, lângă dumneata. O fi, eu spun că... Și îți repet că nu cunosc. Eu am copilărit în Tei. Tata era căruțaș. Da. Trebuie să-i luăm urma. Asta știe ceva. Urmărește ceva. Aia, Borza, fii cu băgare de seamă. Dumneata ești Fărâmă Zaharie, a fost director al școlii primare numărul 17 de strada Mântuleasa? Da, am fost și inspector școlar, clasa de vară. Vii cu noi, pentru niște informații. Nu-ți fie frică, nu o să stai mult. Poftim! Poftește-le înăuntru. Vă rog, dumneata spuneai că ești Fărâmă Zaharie, a fost director al școlii primare numărul 17 din strada Mântuleasa. Da, am fost și inspector școlar. Știu, clasa a doua. De când îl cunoști pe tovarășul Borza? Vedeți că tocmai aici se încurcă lucrurile. Până ieri după amiază puteam să jur că era dânsul domnul major Vasile Iborza. Dar am fost la dumnealui și spune că nu și-aduce aminte. Dar ce căutai la tovarășul major? Cum i-ai aflat adresa? Să vedeți cum a fost. Acum câteva săptămâni, prin iunie, mă plimbam pe bulevard, că eu tot pe acolo îmi place să mă plimb pe lângă școală. Mă plimb de la statuia lui Pache Protopopescu pe bulevard și mă întorc prin Mântuleasa. Mă odihneam pe o bancă și am văzut un camion cu oprește în dreptul numărului 138, chiar în fața mea. S-au coborât câțiva milițieni și au început să descarce. Apoi a venit cineva din casă și le-a strigat să încarce la loc. La etajul 4 vine tovarășul major Borza. Vasile I. Borza. Mi-am adus deodată aminte de el de când era mic. Borza I. Vasile. Mi-am adus aminte de întâmplarea cu băiatul rabinului. Ce întâmplare? O poveste lungă și ciudată. Pot spune chiar misterioasă. Au scris ceva și ziarele pe atunci, dar nu cred că i-a dat cineva de rost. A rămas un mister. Mister? Ca să înțelegeți, trebuie să știți că Borza n-a fost de la început acolo în pivniță cu băiatul Rabin, cu Darvari și cu ceilalți. Darvari pătru ăsta pot spune că era în miezul lucrurilor. Băiatul ăsta avea un spirit foarte inventiv. L-am urmărit până târziu în viață, până a dispărut cu avionul între insula Șerpilor și Odessa. A dispărut fără urmă. Să mă iertați, am să vă fac o rugăminte dacă nu vă supărați. Spune. V-aș ruga să-mi dați voie să mă odihnesc o clipă pe un scaun. Cad de oboseală. Sufăr de un fel de reumatism. Stai jos. Vă foarte mulțumesc. Eu v-am văzut de la început că aveți inimă bună. Semănați cu un bun prieten al meu. Unul de rubanță. Lasă astea. Te-am întrebat ce căutai la tovarășul Borza. Ai cam luat-o pe departe, dar tot nu mi-ai spus. Să vedeți că tocmai asta voiam să vă spun. Eram acolo pe bancă și mi-am adus aminte de el. Știu, de când era școlar în Mântuleasa. Da, la mine. Și mi-am spus, am să mă duc să-l văd. A ajuns bine acum, e major. O să mai stăm de vorbă, să ne amintim de când era la școală. Am să-l întreb dacă mai știe ceva de Alexandru. Când Trapata se împrieteniseră grozav, erau ca frații. Alexandru ăsta era și el un băiat ciudat, un visător, un fel de poet în felul lui, de când era copil.
fusese bolnav câțiva ani de rândul. Intrase mai târziu la școală. Dar era scripitor. Ar fi putut trece 2-3 clase într-un an. Așa cum aș fi făcut de altfel mai târziu la liceu. Voiam să-l întreb pe domnul Maior dacă mai știe ceva de el. Cum ziceai că îl cheamă? Lixandru. Gheorghiță V. Lixandru. Și ce legătură avea Lixandru ăsta cu tovarășul Bonza? Multe. Nu v-am spus, erau ca frații. Când a fugit Lixandru de acasă, Borza l-a ascuns. Nu l-a el acasă, bineînțeles. Într-o pivniță pe Maidan. Fiindcă toți băieții ăștia, trebuie să știți, prinseseră mare slăbiciune de pivnițe și bordeie părăsite. De când cu o întâmplare cu băiatul rabinului. El, băiatul ăsta, Iozi, știa care să dispară acolo, în pivnița părăsită de lângă biserica cu tei. Și a luat rămas bun de la tot și pe urmă s-a aruncat în apă. Fii mai explicit, te rog. Dați voie să mă prindă țigară. Mă ceru? A fost mare fumător în viața mea, dar acum pot spune că m-am lăsat de fumat. Doar din când în când câte o țigară. Mi-o răsuce singur. Dumneavoastră probabil nu fumați. Nu. Aveți toată dreptatea. Am auzit că tutunul provoacă și cancer. He? E o poveste lungă. Totul a pornit de la Abdul, puiul de tătar. Ce zici? Asta să fie pivnița? Vorbește, că doar pe tine te-a învățat Abdul semnele. Abdul, puiul de tătar. Am auzit și eu despre minunile care le făcea pe acolo, pe la el, pe la Techirghiol, cu niște muște în mâini. Taci! Sunteți siguri că nu ne-a văzut nimeni? Întreabă-l pe Iozi. El a coborât ultimul. Iozi! Iozi! Ce zici, Iozi? Unde ești? Aici. Încercam apa cu bățul. Ce zici? Ne-a văzut cineva intrând? Eu... Bine, bine, bine. Lasă, lasă. Spune, Aldo, ce știi de la tătarul ăla? Hai, spune mai întâi cum făcea Abdul vrăjitoria cu muștele. Știe și pătrul lui, i-am mai povestit odată. Tu mai fost de față, nu? Hai, spune. Păi am văzut și eu odată. Abdul intra din casă în casă și întreba: aveți muște? Eu pot să le gonesc și nu mai vine una timp de o săptămână. Dați o băncuță și facem târgul. Și le strângea cu traista lui din piele, pe care o ținea la piept. Da, da, mai întâi se așeza pe podea. Uite așa, turcește. Și începea să murmură niște cuvinte neînțelese pe limba lui. Muștele se adunau roi negru deasupra capului, ca un ghem. Și, țuști, întraista la tătar. Abdul închidea traista, o punea la loc în sân, se ridica zâmbind și spunea: dacă mai vine una, nu-mi dați niciun ban. Și chiar nu mai venea niciuna? O săptămână! Extraordinar! Atât ținea vrăjitoria lui Abdul. Mă străvam băiatul ăsta. Da, despre pivniță, ce ți-a spus? Că trebuie să fie plină cu apă. Din câte pivnițe am cercetat, doar două erau pline cu apă. Una e asta de lângă biserica cu tei. Iozi, s-ar putea să fie locul vrăjit pe unde se poate trece pe dărâmul celălalt. Ha? Așa spune Abdul. Adică dincolo? Dincolo. Semnele ar fi. Atunci încearcă tu. Încerc eu. Ai curaj, mă, ofticosule. Da ce? Crezi că nu? Stai, stai. Ia să vezi, Alexandru, stai. Ia să vezi. Nu! Nu! Uite-l! Hai, mâine, Alexandre!
Dacă mai rămâneam puțin, nu mă vedeați. Ești alb ca farul. Uite că la tine tremur tot. Să știți că e tare frumos. Acolo, acolo. E ca în basme. Dacă ți-o ochii deschiși, hai, pătule, hai, încearcă și tu. Nu acum. E târziu. Să lăsăm pe noi. Ți-e frică? Sar eu. Știu să not sub apă. Era ca o lumină mare de tot, ca o peșteră de diamant, luminată de parcă ardeau mii de făclii în ea. Mă, băieți, mă, băieți, e o minune! O lumină mare de tot, o peșteră de diamant. Luminată de parcă ardeau mii de făclii. Aici, aici trebuie să fie locul vrăjit pe care îl căutăm. Pe aici se ajunge, pe tărâmul celălalt. Stai, eu zic, apa e mare, e peste 2 metri. O mie de făclii! Rabinului a dispărut fără urme, parcă l-a finisit pământul. A treia zi de la întâmplare, Lixandru a venit la mine cu Borza, deși Borza nu fusese de față. Apoi au început cercetările. Comisia arheologică a intervenit și când au lărgit aria săpăturilor, s-au găsit urme de cetate medievală, dar de băiatul rabinului nici urmă. Când au intrat nemții, a făcut acolo un depozit de muniție, iar în retragere l-au aruncat în aer. Acum sunt numai case noi. Și zici că era și Borza acolo? Venise cu Alexandru. Bine, destul pentru astăzi. Știi că au fost cei de la secția a treia la biblioteca Academiei. Fără mare dreptate, dragă. Are o memorie extraordinară. Îmi povestea despre dumneata că în clasa a patra primară. Dar nu ți-am spus, domne, că nu-l cunosc. Nu ți-am spus că eu sunt dintei. Unde e mama lui de director? Că-l mănâncă astăzi și mine. Îl mănânc fric. Să-mi îl dați o noapte că-i scot eu matricule din piele. Nu învăț eu să mai umble cu denunțul și cu intrigi. Așa, Borza, degeaba te superi pe director. Că cel puțin în chestia asta el n-are nicio vină. Că e suspect, e o altă poveste. Și când om descoperi ce urmărea, o să spunem și o să te bucuri. Dar în chestia asta dumitale cu școala mântureasă, el n-are nicio vină. Dumneata te găsești înmatriculat la școala mântuleasa între 1913 și 1916. Și nu te găsești înmatriculat la nicio școală din tei. De altfel, foarte probabil că ai uitat, dragă Borza. Au trecut de atunci peste 30 de ani. Nu, da, bine. Te pomenești că am uitat. Să știi că ai dreptate. Am uitat, da, măi. Sigur că... Am avut o copilărie grea. Eu eram din popor, am fost persecutat de societate. Dar câte ți s-au mai întâmplat și dumitale? Da. E de speriat. Ce prieteni aveai, ce tipuri curioase. A, doar așa dumite, copii. Nu, e altceva. Ați apucat alte vremuri. Și ai avut norocul să te împrietenești tot cu băieți inteligenți și întreprinzători ca Alexandru ăla. Și acum ce aveți de gând să faceți? Îl mai țineți mult pe directorul ăsta? Nu depinde de noi. Trebuie să-și termine de scris declarația. Pe măsură ce scrie, noi facem cercetări. Până la urmă aflăm noi ce voia de la dumneata. Un lucru e sigur. E suspect. Și eu mă tot întreb, ce vrea asta de la mine? Dumneavoastră când l-ați întrebat, ce a spus? Păi s-a trădat fără să vrea și ne-a dat un fir important. Spune că venise ca să stați de vorbă și să vă amintiți din copilărie. Să te întrebe dacă mai știi ceva de Alexandru. Înțelegi? Alexandru. Parcă... Alexandru ăsta, după spusa lui Fărâmă, se legase mult cu dumneata și cu un alt băiat, unul Darvari. Aha. Ăsta am verificat.
a dispărut cu avionul în 1930 între insula Șerpilor și Odessa. Sunt indicații că ar fi putut fugi în Rusia. Și asta nu știu dacă înțelegi, în 1930. Acum facem cercetări. Sunt aproape convins că pentru asta venise. Să te descoase de Alexandru și Darvare. Sper că asta ți-aduce aminte. Vă întâlneați cu toții pe Maidanul primăriei. Trăgeați cu argo și într-o zi zice Fărâmă, săgeata lui Alexandru. Nu s-a mai întors. Toașă Dumitrescu, dom'le, să mă trăznească Dumnezeu dacă mi-aduc ceva aminte. Na, nu se poate, atunci ești amnezic. Ți-ai pierdut memoria. Să știi că ai dreptate. Mi-am pierdut memoria, mi-am pierdut-o în bătaie. Păi știi că eu am fost chinjuit în beciurile siguranțe. Mă rog, dar un lucru ca ăsta nu se uită. Nu mai spune. Și când s-a întâmplat asta? Hai, lasă. Nu trebuie să-ți mai faci sânge rău. Îi dăm noi de rost, ce dracu. L-am pus să scrie tot ce știe, da. A scris o întreagă poveste despre o prietenă de-a voastră, una Oana din Obor, fată de cârciumar. Mai teribilă și asta, teribilă. De 2 săptămâni tot scrie. Acum îl cercetează tot economul. L-a chemat și noaptea. Știi, ziua scrie și noaptea îl pune să-i povestească. O să mai vorbim. Intră. Eu aș ruga să-mi dați voie să mă așez o clipă. Sufăr de un fel de reumatisme. Ia loc. Da. Și zici că era frumoasă, Oana? Ca o statuie. Că o statuie, dacă e bine făcută, nu te supără, oricât ar fi de mare. Așa era și Oana. Avea 2,40 m. Dacă ar fi umblat numai goală, poate nici nu s-ar fi observat că era din calea fără de mare și voinică. Dar când o vedeai îmbrăcată, te cam speria. Părea o fată de uriaș. Îmi dați voi să prind o țigară. Poftește. Vă foarte mulțumesc. Ce-a fost cu Oana asta? Iar e să-mi fie greu să vă povestesc, pentru că după chipzuința mea toate s-au tras de la pădurar. Fărâmă, eu ți-am pus o întrebare. Ce-a fost cu Oana? Pădurar, bunic sau, care avea în 1915 aproape 95 de ani și a călcat jurământul cu băiatul mare al pașii din Fărâmă Filistra. Te îndepărtezi, lasă-l pe pădurar. Băieții o întâlniseră pe Oana și se împrieteniseră cu ea. Umblau împreună pe la marginea orașului după pivnițe părăsite. Și Oana îi lua cu ea cu brișca sâmbătă la bunică s-o în pădurea Pasărea. Ia spune, Oana, e adevărat ce se spune despre tine? A? Că știi să sar de-a dreptul pe cai fără șa. Aha. A, lumea zice că te iau geambașii cu ila, iar marocuri să le încalici caii nărăvași. Da, pe feciorul negustorului din armenească, de ce l-ai bătut? E, nu l-am bătut. L-am luat la trântă, l-am ridicat pe spate și când l-am învârtit, unul dintre băieți a strigat: uitați-vă la el, n-are izmene. Și atunci l-am azurlit peste cap, nu? De-a zăcut nemișcat o săptămână și l-a chemat taică-sul pe domn director Fărâmă. Zdrăvană mai ești, Oana. Eu și maică să am făcut cât am putut, zicea tata. Restul e de la Dumnezeu. Așa i-a spus și domnului de la școală când a venit la noi la cârciuma din Obor. Fiindcă m-a părâsă negustorul din armenească. Și mai zicea tata că asta e din cauza că bunicul și-a călcat legământul. Ce legământ? El spunea că bunicul meu de mult de tot a fost prins de turci tocmai când încerca să arunce în aer o pulberărie a garnizoanei din Silistra. Și a fost osândit să fie aruncat în Dunăre, legat într-un sac cu pietre la picioare. Și că l-a scăpat băiatul pașei din Silistra, îl chema Selim. Selim?
Și-ar fi ajuns și el om mare dacă nu și-ar fi călcat pădurarul jurământul și Selim l-a blestemat. Necurată treabă. Dacă l-am pune pe pădurar să ne spună el cum a fost. Hai mai bine și ne-am culca. Acu' își rânjește luna și ne sperie somnul. Și rămâneau acolo până luni. Oanii îi plăcea de ei, că erau toți băieți cu imaginație. Căci imaginație avea și ea și încă destulă. Deși, cum o să vedeți, o avea în felul ei. S-au întâmplat multe acolo în nopții de în pădurea de la Pasărea. Nu le-am aflat nicio pe toate, dar ce-am aflat mi-a fost de ajuns ca să înțeleg de ce-au pornit băieții ăștia pe căi atât de neobișnuite. Într-o noapte din vara aceea, când unul s-a trezit, cine, care ești? Eu, mă, Alexandre, mi-e sete. Am fost după donița cu apă, dar mi s-a făcut frică. Mi s-a părut că văd o arătare mai încolo de casa pădurarului. Bine, bine, hai, culcă-te. Alexandre, hai și tu. E lună plină și se vede până departe. Hai, mă, și tu te culcă, gata. În habar suntem numai noi. Da, da, Oana nu-i. Ce spui? Nu e. Poate i s-o fi făcut și sete, nu? I s-o fi făcut, dar eu n-am văzut-o. Hai mai bine să ne strecurăm afară. Oh, mai scapă omul de tine. Hai. Ce arătare? Ea privește la marginea luminișului. Nu văd nimic. Freacă de la ochi. Tot degeaba. Bine, hai, hai să ne apropiem. Te frică? Ție ți-e frică, că de-aia vezi năluci. Măiculiță, e goală, în genunchi și nu știu ce caută prin buruieni. Vai, dar năzdrăvană, rău e fata. Ascunde-te după copac. Ia uite, parcă dansuiește. Și cântă. Mă, drăgună, doamnă bună, mărită-mă într-o lună. Mărită-mă, fă, că mi s-au înfierbântat creierii. Cine vorbește? Cu iasmele. Mărită-mă cu coană mare. Găsește-mi bărbat în măsură că mi s-a urât cu fetia. Dumnezeu m-a greșit când m-a făcut și apoi m-a uitat. Dar dumneata cu coană mare, lună, lună, sfinția ta, te rotești pe aproape cer și vezi, și de aproape și de departe, cată bine și găsește-mi. Adu-mi om binecrescut să-mi-l iau de bărbat cu curumie. O, nebună! Că n-ai împlinit nici 14 ani! Potolește-te că ți-a fost ursit! Eu nu pot desega! Când ți-o fi și o fi de măritiș, să te duci la munte, că de acolo va veni bărbat! Bărbat! De atunci, oanii nu i-au mai fost gânduri decât la munte. Dar în toamna aceea, România a intrat în război și Oana n-a mai ajuns să urce la munte, deși plecase într-acolo, luase și băieții cu ea. Dar cum de i-a dat taică să voie să plece așa singură la 14 ani? Asta e o poveste lungă. Am scris-o alaltă ieri. Nu știu dacă ați avut ocazia să vă uitați. Nu, încă n-am citit. A lăsat-o să plece fănică Tunsu, pentru că în anul acela venise din nou doftorul
la pădurar. Doctorul Șmecun. Cum îl chema pe numele adevărat, n-a știut-o decât pădurarul, pentru că îl cunoștea de copil. Oamenii îi spuneau doctorul, pentru că se pricepea la fel de leacuri și tot umbla prin țări străine îndepărtate. Cunoștea multe limbi, nenumărate științe și vindeca oamenii și vitele cu leacuri simple, băbești. Dar marea lui slăbiciune era scamatoria. Scamatoria? Era un prestidigitator neîntrecut. Dar era și iluzionist și fachir. Dumnezeu mai știe ce altceva mai era, căci făcea lucruri de necrezut pentru plăcerea lui. Și numai la iară măroace și târguri, niciodată la București. Lua câțiva copii cu el în două căruțe cu 6 cai și colindau satele timp de o lună, două, între Sfântul Pătru și Sfânta Maria. În anul acela a plecat cu Oana, Lixandru și Aldea spre Câmpul Lung. M-am luat după ei cu trenul și am ajuns la Domnești. Era acolo un mare târg de vite. Doctorul făcea scamatorii cu mare pompă ca la un spectacol de gală. Ziceau că muncesc să strângă zestre pentru Ana. Nemaiar pomenit doctorul ăsta al nostru. Păi să faci dintr-o cutiuță de farmacie o ladă de 2 metri și să-i bagi în ea pe toți gură cască ăștia. Ce gură cască, Alexandre? Că erau ditai oamenii. Primarul, șeful de post, era și popa. Ladă la Oana, că doar ei a dat să o țină cât poate mai sus. Și când s-a făcut lada, iar cutie, a aruncat-o ca pe un bob de mal. Mare iluzionist. Unii zic că a învățat toate astea de la un bătrân grec sau armean, mă rog, sau așa ceva. Atunci a pierdut-o și pe Caliope, cu care trebuia să se însoare, fiindcă grecoica nu l-a așteptat și s-a dus după un armator. Eu nu înțeleg ce are însurătoarea cu scamatoriile doctorului. Păi se spune că atunci când era tânăr și de însurat, maică s-a ținea morții să-l însoare cu o grecoaică de ei, că și ea era grecoaică din Smirna. E, acolo l-a cunoscut pe scamatorul care l-a învățat șmecheriile astea. Ia spune-ne și nouă ce știi. Păi, era în seara logodnei doctorului cu grecoaica lui și comandaseră șampanie Veuve Clicquot. Când ciocneau cu toții, bătrânul, înzestrat cu puteri neobișnuite, l-a întrebat pe doctor. Da, dumitale, de ce ți-au dat șampanie roze? Într-adevăr, el avea în pahar șampanie de altă culoare. Și cei de față au izbucnit în râs, spunând că e o glumă de afachir. Cum ai făcut, domnule? Îl întreba atunci doctorul. Bă, e o poveste lungă, i-a răspuns fachirul, și cere multă bătaie de cap și învățătură. Iar dumneata, mâine, poimine, te însori, nu o să mai ai timp de altceva decât să-ți dezmiezi nevasta. Ba nu, s-a auzit atunci vocea hotărâtă a doctorului. Întâi o să mă înveți să fac scamatoriile astea și pe urmă mă însor. Și uite așa, nu s-a mai însurat și a început să ia lecții de la bătrân. Și acesta era uimit de repeziciunea cu care învăța doctorul toate trucurile de iluzionist. Și Caliopi s-a plictisit de așteptare. De unde știi tu toate astea? Ei, le-a povestit doctorul la nunta lui Dragomir Calonfirez. Fără mă, iar o iei razna. Tovarășul subsecretar de stat, economul, cel căruia i-ai povestit despre doctor, are mare slăbiciune pentru literatură, recunosc. Dar pe noi ne interesează altceva. Spune că Darvari intrase la școala militară. E, pe noi ne interesează mai cu seamă el. Și numai în subsidiar Lixandru și ceilalți. Adună-te și spune-ne. Ce s-a întâmplat cu el? Tocmai asta mă gândeam și eu să fac acum. Dar cum să vă povestesc urmarea fără să mă întorc și să vă vorbesc de Alexandru și Darvari și mai ales de prietenia lor cu Dragomir și Zamfira? Omule! Era prin 1900...
29-30, Lixandru intrase la liceul Spiru Haret, dar vară la școala militară, voia să se facă aviator. O regăsiseră pe Oana. Veneau în fiecare sâmbătă la cârciuma lui Fănică Tunsu din obor. Ți-am spus că pe noi ne interesează mai întâi cazul Darvarii. Las-o acum pe Oana. Despre el voiam să vă povestesc. Era și el nelipsit de la cârciuma lui Fănică Tunsu, mai ales de când se apucase să-l învețe Lixandru ebraica. Ebraica? Ce legătură are una cu alta? Darvarii era la școala militară. Cine voi avea să știe ebraica? Nu avea, dar... Acum să vă spun, e o poveste lungă. Acolo, în cârciuma de la obor. Ascultă, Popule, trebuie să vii cu mine să-l căutăm pe Iozi. Fiindcă să știi tu, Iozi n-a murit. El trebuie să fie pe aici, pe undeva, chiar dacă nu-l vedem. Până la urmă eu tot o să aflu cum să-l găsim. Mai, Gheorghiță, ai rămas tot visător. Mai scrii poezii? Scriu, dar mai ales citesc. Am auzit că te-ai dus la rabinul din Calea Moșilor, tatălui Iozi, ca să te învețe ebraic. Pentru că vreau să știu ce s-a întâmplat cu Iozi. Trebuie să-l căutăm, patrule. Dacă știi unde se află Iozi și unde a dispărut săceata de pe maidanul primăriei, a ști tot. Și cred că pentru asta trebuie să înveți și tu ebraica. Pe mine m-a învățat rabinul. Oana! He! Mai pune ceva în pahar! Să nu vă îmbătați, băieți! Oana, Oana, tot am să scriu eu până la urmă pentru tine o mitologie. Ce băieți veseli și ce fată frumoasă! Oana! 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 Ea e statuia mea! Dă-mi voie să te privesc! Așa cu cozile astea pe umeri, da, tu ești! Oana! De când te caut? Primește umila ofrandă din partea... Zamfirei. El e Dragomir, eu îi spun Dionis. Și ea e Marina, deci zice și Zamfira. Ascultă, te-am lăsat să vorbești, ca să văd până unde crezi dumneata că poți întinde coarda fără să se rupă. Dumneata urmărești ceva, tot îndrugându-ne verzi și uscate. Crezi că dacă ne poți duce așa cu vorba, ai să scapi mai ușor? Ți-am spus să te mărginești la Darvari. Dar tocmai despre el vroiam să vă povestesc. Pentru că toate i s-au tras din noaptea aceea când a întâlnit-o pe Zamfira. Era neasemăi de frumoasă și Darvari a încremenit cu ochii la ea și s-a îndrăgostit pe loc. Parcă l-ar fi vrăjit. Cine sunteți? Și mai ales, ce poftiți? Mă cheamă Dragomir și am venit să beau la cârciuma asta. Iar dumneai ei, frumoasa Marina, deci zice și Zafira, a venit să-și vadă modelul. E sculptor. Ce-am auzit de Oana? În zilele noastre oamenii se întorc, nu mai știu să vadă. Oana, tu ești Venera. Voi sculpta din trupul tău nașterea Venerei. Și oamenii au să înceapă să învețe să vadă. Numai tu ești vrednică de model pentru zeiță. Ne pare rău, dar acum când e 3 dimineața și se coboară Dumnezeu pe pământ, ne place să petrecem singuri. Alexandre, eu zic să-i lăsăm, că poate au și ei semnele lor. Uite, vezi, dumnealui e bun și ne primește să petrecem și noi în cârciuma dumneavoastră. Cum te cheamă, tinere? Darvari. Pătru Darvari. Ești așa de frumoasă, Zamfira. Eu zic să vă vedeți de drum, da? Dacă ești pus pe vrăjmașie, nu-mi pasă, că pe voi toți vă pot birui. Doar de model mi-e frică. Ar trebui să trag revolverul și cine știe unde o să nimeresc. Iese scandal. Mie nu mi-e frică de bronz, boierule. Pe mine nu mă atinge plumbul.
dar nu de plumb de vorba. Revolverul ăsta are 5 pognitori cu 5 feluri de cerneală. Ia priviți, l-am primit chiar acum de la Londra pentru dueluri în saloan. Ia, ascultă, cum ai zis că te cheamă? Sunteți toți oaspeții mei. După 3 dimineață, când, cum zice Alexandru, se coboară Dumnezeu pe pământ, sunteți oaspeții mei. Ziceți lăutarilor! Hai, puneți vin în pahare! Alexandru s-a împrietenit cu Dragomir Calonfirescu, fiindcă așa-l chema pe tânărul care năvărise în cârciuma de obor. Le plăcea să se plimbe nopțile pe străzi. Alexandru îi recita versuri și povestea întâmplări din copilărie, despre săgeata care nu s-a mai întors, despre iozii și pivnița părăsită. Copilăria mea, eu n-am avut norocul să mi se întâmple asemenea lucruri ciudate. Tot ce a fost straniu și extraordinar în viața mea s-a întâmplat înainte de a mă naște eu și mult timp după ce nu mai eram copil. Mi-aduc aminte totuși ceva. La 8 ani am avut scarlatină și am fost internat în spital. Mi se aduceau tot felul de cărți cu povești și aventuri. Nu pot uita o poveste a lui Carmen Silva pe care n-am apucat să o sfârșesc pentru că am ieșit din spital și toate cărțile au fost arse. Mi-amintesc amănunte stinghere despre o fată nespus de frumoasă care umbla pe un elefant alb, despre un templu vechi în India. An de zile m-am luptat cu ispita de a căuta cartea aceea și a sfârșit povestea. Acum sunt sigur că nu voi afla niciodată cine era acea fată frumoasă. E cea mai prețioasă amintire a mea din copilărie. Dumneata ai învățat ebraica pentru ca să înțelegi o aventură din copilărie. Foarte bine ai făcut. Dar bagă de seamă, oprește-te aici. Ce vrei să spui? Cum să-ți explic? Privește, uite înapoi până la al treilea felinar. În fața casei cu balcoane albe. Vezi casa? Da, o văd. Și mai departe. Mai departe, cât de departe poți vedea? Văd până aproape de curtea bisericii. Să ne oprim un pic aici, în popasoare. Știu eu o bancă. Am timp să fumez și o țigare. Eu nu înțeleg. Mă porți pe străzile astea în miez de noapte? Hai să înțelegi. Toate locurile astea au fost cândva ale noastre. Erau pământurile lui Iorgu Calonfir. Iar acum, în afară de casele care le știi, nu ne-a mai rămas nimic. Pentru că un nepot de-a lui Calonfir, un străbun de-al meu, a vrut ca și dumneata să afle unde și cum stau cei care se află sub pământ. Nu prea înțeleg. Nici nu ai deocamdată cum. Ai să-mi spui? Poate. Hai. Spune-mi, te rog. Acum. Bine, dar hai atunci să intrăm în cârciumarea asta. Cântă o fată, o drăcoaică de nu-ți mai vine să pleci. Știe cântece vechi, uitatele. Cântă acompaniată de alăută. O cheamă Leana. Sunt sigur că și ea știe taina locurilor astea. Hai. Să-ți povestesc așadar viața străbunului meu.
Iorgu Calomfir. Totul a început de la prea frumoasa Arghira. El, Iorgu, era bărbatul Arghirei, frumoasă de-i se dusese vestea până peste Dunăre la turci. A rămas de pomină. Aproape un veac după moartea ei, au tot cântat-o lăutarii. Și nu era numai frumoasă, dar lucru rar pe vremea ei, pe la 1700, îi plăcea teatrul și poezia. Era învățată. Știa grecește, italiană, spaniola, franceza. Dar avea un mare defect. Era mioapă tare, aproape că nu vedea. Tatăl său Vornicu și mai apoi bărbatul său, Iorgu Calomfir, au cheltuit o avere cu doctorii, aducându-i de la Stambul sau din Apus. În casele lor, undeva între bulevardul Pache, Protopopescu și Popa Soare, erau totdeauna doctor și meșteri de lentile. Unii veniseră cu micul lor atelier cu tot. Încercau fel de fel de sticle și lentile. Poate de la ei a auzit Iorgu întâia oară de legendele și credințele în legătură cu cristalele și pietrele scumpe ce stau vrăjite sub pământ și nu pot fi găsite decât cu mare trudă și numai de anumiți oameni. Poate că la început gândul ăsta de a cunoaște lumea de sub pământ i l-a născocit lui Iorgu iubirea pentru Arghira. Dar mai târziu, dorința asta a ajuns să-l stăpânească pătimaș. Își construise un fel de laborator într-una din pivnițe și tot căuta. Între timp însă Arghira își recăpătase vederea. Bine, dar ce s-a ales de patima lui Calomfir pentru tainele de sub pământ? S-a închis în pivniță. A poruncit să-i se facă o ușă de fier cu un lacăt. Ceea ce făcea acolo n-a știut nimeni niciodată. Și a murit acolo? Nu. Într-o zi a început să izvorască apă acolo în pivniță. Și Iorgu a ieșit înspăimântat. Înnebunise? Cred că da. Da. Toate astea eu le-am aflat de la Alexandru, căci a doua zi după ce a povestit Dragomir, m-am pomenit cu el la mine la școală. Vă rog să-mi dați voie să mă cobor în pivniță, pentru că nu știu dacă știți, dar locul pe care s-a clădit școala era tot al boierului Calomfir. Locurile astea au fost ale lui Mântuleasa Alexandre. Știu, dar mă bate gândul că pe undeva pe strada asta, poate chiar aici, pe locul școlii, au rămas semne. Alexandru a rămas multă vreme cu patima asta. Intra pe la oameni în toată mahalaua și ruga să-i dea voie scobare în pivniță. Cobora cu lumânări și o lampă electrică în buzunar și cerceta zidurile. Rămânea uneori mai mult timp ascuns acolo dacă îi se părea că mucegau e bătrân și arată cine știe ce semne, numai de el știute. Ieșea cu o figură palidă și se oprea în prag recitând câteva poezii. Începea întotdeauna cu melancolia lui Mihail Eminescu. Îl zăream uneori pe sub zarzări în floare. Când aveam timp, îl strigam din cancelare și stam cu el de vorbă în strat. Tot nu te lași, Alexandre. Dacă ați ști ce știu eu, domnule director, n-ați mai râde. Eu am aflat multe, tot iscodindu-l pe Dragomir. Și simt că semnele sunt pe aici, pe undeva între bulevardul Popa Soare și Calea Moșilor. Dacă aș avea un miliard, aș cumpăra toate casele astea și le-aș dărâma. V-ați cruci și dumneavoastră și istoricii și arheologii de tot ce aș găsi eu pe aici, pe sub pământ, pe sub trotuarele astea. Așezări omenești cu mult mai bătrâne decât bănuiesc dumneavoastră. Nu că m-ar interesa, eu nu asta caut, dar v-ar interesa pe dumneavoastră, pe toți, să aflați cât de
zac ascunse pe sub pământ, pe sub pietrele și casele astea. Bine, măi, Alexandre, tu ești acum băiat mare, cu știință de carte, nu mai ești un copil. Cum îți închipui tu ca să-l găsești pe Iosif? Cum poți tu crede una ca asta? Îmi pare rău, domnule director, că dumneavoastră mă credeți ori puțin smintit, ori rămas la mintea copiilor. Dar eu știu foarte bine că Iosif trăiește. Dar nu aici. Și nici sub pământ, sub picioarele noastre. Dar semnele de care vă vorbeam trebuie căutate întâi sub pământ. Ce fel de semne, măi, Alexandre? Vedeți, asta nu vă pot spune. Ca să înțelegeți semnele, trebuie mai întâi să le cunoașteți. Ascultați-o pe Leana la cârciumă. Fata asta știe o mare taină. Ea știe semnele. Ascultați-o. Ascultați-o când cântă, mai ales un anumit cântec, că-l cântă în fiecare noapte. Și o să ghiciți. Poate. Da. Da, eu, Dumitrescu. Da, e la mine. Bine, o să fac așa cum doriți. Am înțeles. Trebuie destul de proasă. Hai să mai fie anchetat. E în interesul dumitale să nu mai aduci vorba de Borza. Mărcinește-te la Alexandru și celălalt. Borza ăsta nici n-a fost elevul dumitale, mântuleasă. N-a făcut nici școală, nici măcar școala primară. N-au descoperit că fusese multă vreme bătăuș întâi și agent de siguranță. Se introdusese prin fraudă în partid. Cred că m-ai înțeles. Am înțeles și vă foarte mulțumesc. Dumneata ești Zaharia Fărâmă? Fost director al școlii primare numărul 17 din strada Mântuleasa? Da, am fost și inspector școlar. Bine, hai, vino cu mine. Să știi că sunt și eu scriitor și mă interesează mult amintirile dumitale. Hai, nu mai trembura așa, o să fie frig. Ai intrat frigul în mine. Hai, hai, să poți să te încălzești. Azi faci o vizită importantă. Hai, luați-l și faceți-vă datoria. Nu mai tremura așa, omule. Intră. Bună seara. Apropie-te și stai jos. O țigară? Foarte mulțumesc. Mă cunoști? Cum să nu vă cunosc? Dumneavoastră sunteți doamna ministru Anca Fogăr. Tovarășa ministru. Temuta Anca Fogăr. Așa vă spune lumea. Temuta luptătoare. Știu. De ce le fi oamenilor frică de mine n-am aflat încă. Eu sunt pâinea lui Dumnezeu. Nu sunt rea decât cu ai mei. Și nu întotdeauna. Fumezi? Da. Stai jos și ia o țigară. Da. Lucky Strike, îți place? Oh. Uite, ai bricheta lângă dumneata. Mulțumesc. Am citit vreo câteva zeci de pagini din declarația dumitale. Ești teribil de prolix. Dar mi-a plăcut ce ai scris. Dacă ai ști să-ți controlezi voiul amintirilor, ai ajunge un mare scriitor. Dar îți pierzi firul și te înnămolești. Am cerut să mi se extragă toate pasajele cu Oana. Încă n-am izbutit să înțeleg ce s-a întâmplat cu ea. Ești prolix. Poate că aveți dreptate, pentru că eu nu sunt scriitor și scriu cum îmi vine la mână. Dar povestea Oanei nu o puteți înțelege așa de una singură, că nici ea
Oana n-a fost singură pe lume. Era fata lui Fănică Tunsu și mai ales era nepoata pădurarului. Da, eu aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu ea după ce s-a terminat războiul și ea a pornit spre munte. Ai mai văzut-o de atunci? Cum era? Împlinise 18 ani și avea aproape 2,40 metri. Ce era frumoasă? Ca o statuie de zeiță, ca Venus. Dar ce folos, nu îndrăzneai să te apropii de ea, te speria. Fata asta avea o forță herculeană. Într-o zi s-a dus la taică-su și a spus: tată, acum că mi-a venit sorocul, eu urc la munte, că de acolo are să-mi fie bărbat. Și a plecat. Și? Ha? Povestește. A pornit-o cu piciorul din sat în sat, cântând cu traista pe umăr. Și așa a ajuns în mai puțin de o săptămână în Carpați. Noi, femeile nevoiașe, făpturi de ale lui Dumnezeu, ești sămânță de uriaș. Pasă-mi-te, tu te tragi din uriaș și jidov. Ăi de l-au stinjuit pe Domnul nostru Iisus Hristos, că doar ăia erau atât de mari și de puternici de l-au putut stinjui chiar pe El, Fiul lui Dumnezeu. Iar dacă e așa, degeaba se-am face farmece, că tot nu s-ar prinde. Dar te rugăm să ne lași bărbați în pace, că ăștia sărmanii nu-s de tine. Ăștia abia că-s bun de noi, femei cu frica lui Dumnezeu. Tu să te întorci acolo de unde ai venit, să-ți cauți pe acolo bărbați de seama ta, că tot prin locurile unde te-ai născut se va fi găsind fecior de uriaș cu care să te însoțești și să te potrivești. Că dacă ești sămânță de uriaș, să-ți cauți un zmeu! Mulțumesc, dumitale jucăneasă! Vorbele ce mi-ai spus mi-or fi de învățătură! Ha, grozavă femeie! Așa s-a făcut că Oana porni chiar de două zi spre un sat din vale. Și spre seară nici n-apucase să intre în sat ca zărit de departe o movilă, un taur grozav ca din poveste. Se
împlinise blestemul pădurarului. Până au prins de veste autoritățile și a trimis legiunea de jandarmi, patrule pe toate dealurile pentru umbla, și au ieșit oameni cu furci și ciomece. Ei, dar ea călca semeață zâmbind cu ochii către sărit, de parcă ar fi așteptat soarele. Și n-apucară să o ia în primire când în lungul șosele venea o arătare nemai văzută, o mătahală de bărbat tânăr bălai călare pe doi cai. Sunt doctorul Cornelius Torvastu și sunt profesor de limbi romanice la Universitatea din Dorpat. Am venit să studiez grăiul din Carpați, dar am auzit de Oana la o stână și am coborât să o iau. Dacă nu vă supărați, acum e nevasta mea. Așa ai scris în declarație. Mai ia o țigară. E, și să-mi povestești nunta. Vă foarte mulțumesc. Oana l-a dus mai întâi pe profesor, la taică-s-o la obor și a făcut nunta la mănăstirea Pasărea. Dar l-a dusese la București mai ales să-i cunoască pe băieți Alexandru și Darvari. Poftim un pahar cu șampanie. Hai, odihnește-te. Mulțumesc. Pe urmă, să-mi spui cum a fost cu nunta Oanei și ce li s-a întâmplat după aceea ei și estonianului ei. Ca să înțelegeți, trebuie să știți că vara lui Dragomir, fata aceea frumoasă, ciudată, ce își zicea Zamfira, prinsese mare slăbiciune pentru Oana și ca să pricepeți ce vroia de la Oana, trebuie să-i cunoașteți povestea. Povestea Zamfirei? Zici că trebuie să o cunosc? Cât durează? Adevărata ei poveste durează ceva mai mult, vreo 200 de ani. Râmă. Tu ești un om curios. Uite, ia pachetul ăsta de țigări în buzunar, căci o să-ți prindă bine. Gata, îți mulțumesc pentru astă seară. Poate ne vom mai vedea. Fărâmă, s-ar spune că îți vreau binele, de aceea pierd atâta vreme cu dumneata. Poate ai înțeles că poveștile dumneavoastră au trecut prin multe mâini și le-au citit chiar oameni de mare răspundere. Nu știu, nu știam că... Ai să o știi de acum înainte. Dar vreau să-ți atrag atenția că în ceea ce mă privește, pentru mine, valoarea literară a declarațiilor dumneavoastră n-are nicio importanță. Pe mine mă interesează exclusiv mersul anchetei și tocmai de asta vreau să-ți vorbesc acum. Din multe, chiar prea multe pagini pe care le-ai scris, nu s-au înțeles bine legăturile dintre Alexandru și Darvari. Au fost prieteni din școala primară. Eu nu-ți vorbesc de școala primară și nici de prietenia lor cu Oana, Zamfira și ceilalți. Eu îți vorbesc de legătura lor în 1930, când Darvari a dispărut cu avionul în Rusia. Erau și atunci prieteni. Asta nu reiese clar din declarația dumitale. Te contrazici. Mă întreb dacă te contrazici pentru că nu-ți mai amintești sau pentru că vrei să ascunzi ceva. Dacă într-adevăr vrei să ascunzi ceva, tot ce-ți pot spune este că-ți faci iluzii. Și-ar fi păcat de bătrânețele dumitale să-ți mai faci iluzii. Am înțeles și vă foarte mulțumesc. Nu încerc să ascund nimic, dar știu la ce faceți aluzie. Când lucrurile nu sunt povestite așa cum trebuie, uneori par confuze și unele amănunte parcă ar contrazice întregul. Ca să mă exprim ca la școală, am să fiu cât se poate de atent de aici înainte. E în interesul dumitale. Apropo, Darvari n-a ajuns niciodată în Rusia, să știi. Și nici avionul cu care fugise, el n-a fost găsit. Deși s-au făcut cercetări îndelungi, de către ruși și de către ei noștri. Cred că ai înțeles ce înseamnă asta. ...1770 Arghira, 1840 Selim, 1915 Iozi, 1900... 90 Nunta Oanei,
1919, Mariana, Delvari, 1936. Deci, da. 1770, Arghira. Părâmă, hai că vine mașina. A plimbare. Azi chiar vizitez cartierul ștabilor. Bună seara, Fărâmă. Te-am chemat aici acasă pentru că la minister am prea puțin timp să te ascult. Stai jos. Hai, bea un pahar cu șampanie să te mai încălzești. Văd că tremuri. Vă foarte mulțumesc. Adormisem și visam. Nu mai mi-aduc aminte ce visam, dar m-a trezit gardianul și m-a luat cu frig. Asta trebuie să fie. Am sărit brusc din pat și a intrat frigul în mine. Hai, odihnește. Da, mulțumesc. Și după aceea să-mi povestești. Dar nu așa la întâmplare cum îți place ție, ci pe alese. Alege din tot ce știi ce-i mai frumos. Uite, bună oară, nunta Oanei. Când a fost? În toamna lui 1920. Ah, te ascult. Dacă îmi dați voi, am să încep cu povestea zamfirei. Spuneai că ține 200 de ani. Am să rezum cât voi putea mai mult. Dar fără să știți ce s-a întâmplat acum 200 și mai bine de ani, nu o să înțelegeți nunta Oanei și nici ce s-a întâmplat după aceea. Ascult. Toate ce le voi spune le știu de la Alexandru, căruia i le povestise Dragomir în plimbările lor, noapte, între bulevardul Pache, Protopopescu și Popasoare. Poate vă mai aduceți aminte de soția boierului Iorgu Calonfir, prea frumoasa Arghira, cum i se spunea, cea cu vederea slabă. Vezi tu, Zamfira, sculptorița, Marina pe numele ei adevărat, e vara mea. Pe atunci se spunea că mi-a fost ursită de nevastă, căci altfel s-ar fi stins neamul Calomfirilor, fiindcă ea, Marina, ar fi fost strănepoata Zamfirei. Zamfira asta e cea care îi redase vederea Arghirei. I s-a mai spus și sfânta. Și mai spuneai că n-ai avut noroc să ți se întâmple lucruri ciudate, Dragomire. Ei, tot ce a fost straniu în viața mea s-a întâmplat înainte de a mă naște eu. Hai cu mine și am să-ți explic. Nu e decât miezul nopții. Vezi casa asta? Mm-hmm. În această casă veche și bogată trăiau mătușile Marinei. Două bătrâne care păreau a nu mai avea de mult mintea întreagă. Păreau numai. Și tot aici locuise prea frumoasa Arghira, cea cu vedere slabă. Da, da, da. Îi plăceau cărțile și pentru că nu le putea citi, le lua între degete, le mângâia, le apropia de obraz ca să le poată descifra titlurile, apoi le da doamnei ei de companie, o grecoaică, să îi le citească. Îi plăcea și teatrul. Îndată ce s-a căsătorit cu Iorgu, i-a cerut să spargă peretele între două încăperi și să-l înlocuiască prin coloane și a făcut acolo o sală de teatru. Bine, pentru cine doar era mioapă? Se mulțumea să-și îmbrace prietenele și copiii prietenelor în costume croite după fantezia ei și îi punea să joace. Alegea stofele, catifelele și mătăsurile în așa fel ca să le poată vedea. Tot roșii bătute cu fir de aur, mătăsuri turcești verzi, albastre, portocalii. Când începea spectacolul, era acolo, pe un jilț, și urmărea textul. Pentru că, de cele mai multe ori, îl știa pe din afară. Dar cum de s-a vindecat în cele din urmă?
Ți-am spus că niciun doctor nu izbutise să afle pricina pentru care ochii Arghirei nu puteau îndura niciun fel de lentile. Într-o zi de duminică, după liturghie, a urcat la ea în foișor o fată tânără venită dintr-un alt sat. Zamfira. Ia, Zamfira. Și i-a spus: să te speli cu apa asta și are să-ți dea Dumnezeu lumina ochilor. Și cât ar părea de curios, așa s-a și întâmplat. Extraordinar. Da? De atunci erau nedespărțite. Arghira îi făcea daruri și curând după aceea a măritat-o cu un om de încredere al lui taică-so, Mântuleasa. Și i-a dăruit casele și locurile astea. Bine, dar de unde știi povestea asta? De la Marina sau Zamfira, vara mea. Căci de cum a aflat de la mătușile ei despre povestea Zamfirei, cea sfântă, i s-a părut că îi seamănă, că poate ar fi chiar Zamfira reîntoarsă pe pământ după 200 de ani ca să învețe oamenii cum să vadă. Da, un fel de a spune. Oamenii sunt orbi, spune Marina. Nu mai știu să privească în jurul lor. Și toate relele și păcatele de acolo li se trag. Oana cea năzdrăvană și Zamfira cea sfântă. Fărâmă, ești un om cu noroc, dar nu știu dacă porți și altora noroc. În orice caz, ar putea ca totul să fie chiar mai misterios decât ai bănuit dumneata când ai început să inventezi poveștile astea cu Ana și Zamfira. Da, vă dau cuvântul meu de onoare. Te rog, nu mă întrerupe. Că ai inventat sau nu tot ce scrii și povestești, mi-e cu totul indiferent. Dar se pune o mică problemă psihologică. De ce inventezi dumneata lumea pe măsură ce o povestești? O faci numai de frică, sperând că așa ai putea scăpa mai ușor? Dar atunci nu înțeleg de ce ți-e frică. Nu înțeleg primejdia de care vrei să scapi. În orice caz, ești un om norocos. Căci nu bănuiești ce surpriză îți pregătisem pentru noaptea asta. Nici cu gândul nu gândești. Ne așteaptă afară o limuzină și plănuisem să ne plimbăm după ora 3, când, după spusa dumitale, coboară Dumnezeu pe pământ. Să ne plimbăm amândoi pe strada Mântuleasa, ca să-mi arăt și mie școala dumitale și casele cu pivnițe adânci. Să vedeți vara cu vișinii și zarzării încărcați. Dar, cum spuneam, ești un om norocos. N-am să știu niciodată dacă ai inventat, nici cât ai inventat, pentru că pe strada Mântuleasa nu se mai poate trece. Mai precis, nu se poate trece în noaptea asta. Sau cel puțin nu putem trece noi. Noi doi. Așa că vezi, lucrurile sunt chiar mai complicate decât reiese din povestirea dumitale. Da. Du-te. Dă niște țigări și urcă repede în mașină. Înțeles. Vreau să știm dacă tovarășa Fogel v-a vorbit ceva despre economie. Subsecretarul de stat de la interne? Nu mai este subsecretar de stat. Noi vrem să știm dacă tovarășa Fogel v-a vorbit ceva despre Vasile Econom. Încercați să vă aduceți aminte. E foarte important și vă ușurează situația simțit-o. O țigară? Nu, mulțumesc.
Vă pot asigura că niciodată în convorbirile pe care am avut onoare să le am cu tovarășa Fogel, n-am auzit-o rostind acest nume. Dar atunci, de ce după ce i-ați povestit lui economul anumite lucruri despre Oana, tovarășa Fogel v-a chemat să le mai povestiți odată? Sau poate economul lăsase să se înțeleagă că ar putea o interesa direct pe tovarășa Fogel? Ce fel de lucruri? Ce lucruri ar fi putut o interesa pe tovarășa ministru Fogel într-o poveste atât de veche pe care nici măcar nu o credea, pe care bănuia că am inventat-o? De unde știți că n-o credea? Mi-a spus-o chiar dânsa, astă seară, în sfârșit, când am fost ultima oară acolo. Dar când v-a mărturisit că nu crede, înainte sau după ce a fost chemată la telefon? După. Evident, după. De ce? Tocmai asta vrem să știm și noi. Încercați să vă aduceți aminte dacă, povestind lui economul pățaniile Oanei, i-ați povestit și nunta ei de la Pasărea. Visul Oanei pe care vi l-a povestit atunci. Pe cât mi-aduc aminte, n-am apucat să-i povestesc decât adolescența Oanei, vara lui 1916, înainte de a intra România în război. Lucruri care nu ne interesează. Să revenim însă la nuntă. Puteți să ne descrieți reacția tovarășei Fogel în timp ce vă asculta povestindu-i nunta Oanei? Spre păcatele mele, n-am apucat să povestesc tovarășii ministru această nuntă fabuloasă, în pofida faptului că de mai multe ori mi-a cerut-o cu o anumită insistență. Și asta nu pentru că n-am vrut, dar ca să se poată înțelege ce a însemnat nunta Oanei pentru ea și pentru toți prietenii ei, trebuia să cunoască în prealabil tot ce s-a întâmplat de vreo 200 de ani încoace. Fiți mai explicit. Mă refeream la povestea lui Selim și a boierului Calonfir. Ați scris de mai multe ori despre asta, dar nu se înțelege legătura. Iată, rezum. Prin 1835, Selim, fiul pașei din Silistra, scapă viața unui băiat de vreo 14-15 ani. Băieții se leagă între ei ca frați. Selim se însoară de tânăr cu o turcoaică și o grecoaică turcită. Dar descoperă foarte curând că prietenul lui îl înșală cu amândouă nevestele și îl blesteamă. Prietenul își schimbă numele în Tunsu, fuge în Ardeal și de acolo în Muntenia. Asta se întâmpla în 1848. Tunsu iubea femeile și avea mare căutare la ele, dar se temea de însurătoare. Așa a dus-o până la 1870, când împlinise 50 de ani. Atunci se însoară cu o văduvă cu 3 copii. Nu văd nicio legătură cu nunta Oanei. Și totuși legătură este, pentru că îl trădase prietenul cel mai bun, omul care-i scăpase viața. Selim l-a blestemat ca neam de neamul lui să le fugă nevestele, iar fetele lor să se împreuneze cu dobitoacele. Așa s-a și întâmplat. Tunsul s-a însurat, iar după ce l-a avut pe fănică, nevasta i-a fugit cu un argat. Iar de atunci a trăit singurătate într-o pădure pe lângă mănăstirea Pasărea. Băiatul lui fănică ajunge căciumar în obor, se însoară și are pe Oana, dar îi fuge și lui nevasta. Oamenii spun că a fugit după ce a văzut cât de năpraznic crește Oana și a aflat de blestemul lui Selim. Iar Oana, săraca de ea, deși era cu minte și nu știa de rele, și a împlinit și ea blestemul. Știți povestea? Foarte probabil e o poveste pe care au scornit-o oamenii de la munte sau poate soțiile lor. Dar am dorit să ne relatați reacțiile tovarășii Fogel. Ce a spus? Ce comentarii a făcut? A exclamat de mai multe ori, grozavă femeie. Să trecem la alt punct. Spuneați că și cealaltă poveste a lui Calonfir ar fi tot atât de importantă. Nu reiese. A fost greu de rezumat, pentru că săriți mereu de la Arghirea la Zamfira, la sculptorița care voia să-i se spună Zamfira, deși o chema Marina. Dar, cum spuneam, săriți necontenit în acest ciclu al calonfireștilor, de la Calonfir și Arghirea la Dragomir și vara lui Marina, fără să pomeniți decât întreacăt de Mântuleasa. Este posibil să vă amintiți atât de puțin despre această familie? N-am știut niciodată prea multe despre familia Mântuleasă. Vedeți, pentru mine numai școala conta și ce era în jurul ei, casele, grădinile. Aș vrea să vă mai întreb ceva.
Când ați văzut-o pentru ultima oară pe tovarășa Fogel, v-a vorbit ceva de mântuleasa? Sau poate de strada mântuleasa? Nu, numai că mi-a vorbit, dar îmi pregătise chiar și o surpriză. Să ne plimbăm amândoi cu limuzina după 3 dimineața pe strada mântuleasa, ca să descopere și dumneiei farmecele. Și cu toate astea nu v-ați plimbat? Mi-a spus că noaptea asta nu ne putem plimba. Cel puțin noi doi nu ne putem plimba. Evident v-a spus asta după ce a fost chemată la telefon. Și n-a mai adăugat nimic altceva? Nu, nimic altceva. Bine. Să revenim atunci la nunta Oanei. Sunt două lucruri care ne interesează îndeosebi. Visul pe care l-a povestit atunci Oana și purtarea curioasă a Marinei. Cele trei relatări succesive prezintă variante simțitoare. Să începem cu visul. Numai visul? Nu și ce-a fost înainte? Numai visul. Ce-a fost înainte prezintă mai puțin interes. Visul. Se făcea că notam în Dunăre, dar notam în susul apei. Până ce după nu știu câtă vreme am ajuns la izvor. La izvorul Dunării. Și acolo m-am pomenit deodată că pătrund sub pământ și ajung în peștera fără sfârșit. Sclipitoare, cu pereți bătuți în pietre scumpe și luminată. Luminată de mii de lumânări. Și un preot care era acolo lângă mine a șoptit: e Paștele, de aceea au aprins atâtea lumânări. Dar eu am auzit în acea clipă un glas din nevăzut: pe aici nu e Paște, pentru că pe tărâmul ăsta suntem încă în Vechiul Testament. Și am simțit o mare curie, privind toate lumânările și luminile alea și pietrele alea scumpe, și îmi spuneam, m-am învrednicit și eu să înțeleg cât de sfânt e Vechiul Testament, cât de mult a iubit Dumnezeu oamenii aceia care au trăit în vremea Vechiului Testament. Și atunci m-am deșteptat. Ți s-au arătat și ție semnele. Ți s-au arătat în vis. Asta e peștera de sub apă pe care am văzut-o și eu de mult. Acolo trăiește și acum Iosi. Dacă nu te-ai fi deșteptat, l-ai fi întâlnit. Și poate ți-ar fi spus și pentru noi cum să mai găsim a doua oară trecătoare. Este absolut imposibil ca visul să nu fi fost cunoscut de către economul care l-a povestit îndată tovarășei Fogel, sugerându-i să vă cheme ca să îl mai povestiți și ei, cu care prilej poate ar fi aflat și alte amănunte. Și totuși nu l-am povestit. Asta rămâne de verificat. În orice caz, conținutul visului îi era accesibil economul din textul dactilografiat al declarațiilor dumneavoastră, text care s-a găsit altfel în biroul lui. Înțeleg legătura. E, tocmai asta pare greu de crezut. Pentru că altminteri ar fi trebuit să presupunem o serie de coincidențe atât de extraordinare încât ar egala misterul dispariției lui Iosi și alte asemenea miracole din povestirile dumitale. Nu prea înțeleg la ce faceți aluzie. Dacă e adevărat ce spuneți, înseamnă că sunteți încă foarte obosit, căci e clar ca lumina zilei. Într-adevăr, numai dacă au cunoscut visul se explică de ce economul și tovarășa Fogel, care era unul din puținii care știau că în pădurea de la Pasăre a fusese îngropată în toamna lui 1939 o parte din tezaurul polonez, dar el mai ales era singurul care știa că mai rămăseseră acolo nedescoperite mari cantități de aur și bijuterii. Numai așa se explică de ce economul s-a hotărât să transporte pe ascuns într-o noapte această comoară în pivnița lui din strada Calonfirescu, casă pe care a rechiziționat-o astă primăvară. Da?
Și numai așa se explică de ce cu puține săptămâni în urmă, sub pretextul apei care ar fi început să izvorască din pivniță, pretext pe care economul a împrumutat din povestirile dumneavoastră, a adus câțiva lucrători devotați și a săpat o ascunzătoare în fundul pivniței, unde trebuiau să fie depozitate aurul și bijuteriile de la pasăre. Nu știm care erau intențiile, dar e posibil că, profitând de poziția pe care o avea, ar fi expediat în străinătate rămășițele tezaurului polonez. Poate că spera să o intereseze și pe tovarășa Fogel în planurile lui. De aceea i-a sugerat să vă cheme ca să-i povestiți visul Oanei cu acea subliniată aluzie la beatitudinea Vechiului Testament. E surprinzător că se hotărâse să vă plimbați împreună după ora 3, exact în noaptea în care trebuia transportat tezaurul de la Mănăstirea Pasărea în strada Calonfirescu la doi pași de Mântuleasa. Și nu e mai puțin surprinzător că, aflând întâmplător că a fost descoperit, economul se sinucide în biroul lui. Tovarășul economul? La numai câteva minute, tovarășa Fogel este chemată la telefon de o sursă străină și e informată că o parte din cartierul Mântuleasa va fi izolat și cercetat de serviciile speciale. E greu să ne convingeți că toate aceste întâmplări n-au nicio legătură între ele. Situația dumneavoastră ar fi simțitor îmbunătățită dacă ne-ați confirma, printr-o declarație limpede și fermă, legăturile dintre economul și tovarășa Fogel. Și toate astea s-au întâmplat adineauri, acum câteva ceasuri. Nu, toate astea s-au întâmplat acum 3 zile. Dar pentru că ați fost adus aici într-o stare de mare slăbiciune, de totală epuizare, doctorul v-a făcut o injecție și de atunci ați dormit într-una. Dar să nu fiți neliniștit, ați fost tot timpul acesta alimentat artificial. Dacă regimul s-ar mai fi prelungit o săptămână, ați fi câștigat cel puțin 2 kg. Probabil. Iată concluzia noastră. Pentru motive care rămân a fi lămurite, încercați să nu dezvăluiți relațiile care ne-ar fi permis să înțelegem motivul pentru care Darvari s-a hotărât să fugă în Rusia. Am numit asta complexul 1. A doua concluzie e că, iarăși din motive care rămân a fi precizate, nu voiați să dezvăluiți faptul că Lixandru, curând după fuga lui Darvari în Rusia, prin 1931-32, a hotărât și el să dispară, schimbându-și identitatea, adică numele, meseria și probabil și înfățișarea. După 1932, Alexandru nu mai apare nicăieri unde fusese cunoscut sub acest nume. La Casa de Depuneri, la Biblioteca Academiei Române, la Asociația de Șah, ca să nu mai vorbim de restaurantele și grădinile de vară pe care le frecventa. Avem dovezi că n-a murit. Nici n-a părăsit țara definitiv. Nu e exclus să fi plecat și să se fi întors sub alt nume. Nu prea apăreți convins de reconstituirea complexului 2. Nu-mi dau seama, vă rog să mă credeți. Parcă aș visa. Parcă se face un gol și nu mai înțeleg nimic. Care este complexul 2? Da, mi-aduc aminte de observație, tovarășe ministru. Tovarășa Fogel nu mai e ministru. Să revenim la complexul 2. Să revenim la relațiile Darvari, Alexandru, Marina. Uite aici declarația dumneavoastră. Susțineți că prietenia dintre Alexandru și Darvari s-a zdruncinat în noaptea aceea la nunta Oanei. Marina i-ar fi spus lui Darvari... Ai ce dracu, nu-ți mai amintești? Să nu te faci aviator, că nu te mai întorci. Așa i-a spus Marina lui Darvari. Să nu te faci aviator, că nu te mai întorci.
Nu mi-e frică de moarte. Nu-ți vorbesc de moarte. Îți spun doar că nu te mai întorci. Casageata lui Lisandro. Azi e nunta oamenii. Azi s-au împlinit toate câte au fost ursite și ar fi păcat să ispitim pe Dumnezeu cu alte taine. Nu, Alexandre, nu, poate și Marina știe ceva. Poate că și ea în felul ei știe semnele. De ce n-o las să spună ce înseamnă? Că nu mă mai întorc. La urma urmei, ai face mai bine. Marina e oricum făgăduită lui Dragomir. Sunt logodiți de copii ca să nu le piardă neamul. Dragomir nu îndrăznește să se însoare cu mine. El îmi cunoaște viața. Am 20 sau chiar 30 de ani mai mult ca tine, pătru Darvar. Dacă mă mai iubești și acum, îți dau voie să mă săruți, fiindcă pentru voi, bărbații, dragostea pâlpâie numai în jurul formelor tinere. Uite, sunt bătrână. Mă mai iubești? Am să te iubesc până dincolo de bătrânețe. Și ai să mă aștepți? Te aștept cât vrei tu. Atunci poftește toată lumea asta la nunta noastră. De azi în 10 ani. În septembrie 1930. Și tot aici, la Mănăstirea Pasărea. Și o să ne cunune Lisandru și Oana. Doftorul și Oana. Și acum ajungem la acea noapte din vara lui 1930, când Marina l-a oprit pe Darvari să doarmă la ea. Din nefericire, ați relatat foarte succint întotdeauna acest episod. Nu riese de ce Marina a așteptat 10 ani ca să se culce cu Darvari și a făcut-o doar atunci, câteva săptămâni înainte de nuntă. Da, de ce? Era îmbrăcată ca niciodată, cu o extraordinară, deși discretă, eleganță și arăta poate mai tânără decât o cunoscuse el cu 11 ani în urmă. Avea obrazul unui copil. Exact. E textul dumneavoastră din 20 august. Și pe urmă nu se prea înțelege. Tinerii au petrecut noaptea împreună, dar spre dimineață, când Darvari s-a plecat spre iubita lui să o sărute, a văzut cu groază că Marina era o femeie bătrână. A rămas împietrit, scrieți, apoi s-a ridicat din pat și a început să se îmbrace. Încet, ca să nu o trezească. Știu ce ai de gând să faci, dar să nu faci banal ca ceilalți. Să încerci marea fugă, să urci necontenit. Am să stau un talisman și ai să întâlnești la un moment dat săgeata lui Alexandru. Între timp, Darvari aterizase la Constanța și zburase mai departe spre Rusia. Mă rog, dacă ar fi fost așa, ar fi fost mai frumos ca un basm și mai trist decât cea mai tristă poveste de dragoste. Chiar așa. Dar vedeți, Darvari dezvăluie lui Alexandru în ultimul moment hotărârea pe care o luase. Care a fost rolul lui Alexandru în dispariția lui Darvari, nu știm deocamdată. Și nu vom putea ști până nu rezolvăm complexul numărul 2. Adică, dacă nu vom afla noua identitate pe care și-a luat-o Alexandru după 1932. Căci numai știind cine a devenit el după 1932, vom ști rolul pe care l-a jucat în fuga și dispariția lui Darvari. Și atunci vom mai ști ceva. Dacă a fost cu noi sau contra noastră. Da. Sunteți singurul martor al acestei metamorfoze. De aceea sunteți din calea afară de prețios.
Pentru că dacă Lixandru a ajuns irecognoscibil pentru toți ceilalți, el poate fi oricine în țara asta, poate fi chiar unul dintre oamenii noștri cei mai de seamă, care conduc azi destinele poporului nostru. E bine, întrebarea mea e aceasta: cine este Lixandru acum și aici, în acest oraș, poate chiar în această clădire? Dumneavoastră îl cunoașteți. Spuneți-ne, cine este? Lixandre! Care ești, bă? Sunt Iosni! Haidem să căutăm peștera! Peștera de diamant! Tălâmul de dincolo! Permiteți să mă așez? Da, vă rog să mă iertați. Probabil ați ipisem. E atât de cald. Nu vă supărați, îmi puteți spune cât este ceasul? 2:25. Vă foarte mulțumesc. Am întâlnire pe la 2:15, 2:15. Nu mai pot odihni o clipă. E foarte cald. V-ați schimbat mult de când nu v-am mai văzut, domnule director. E, probabil că ați trecut și dumneavoastră prin multe. Abia dacă v-am recunoscut. Nu vă mai aduceți aminte de mine. V-am fost elev la școala Mântuleasa, acum mulți, foarte mulți ani. N-aveți cum să vă mai amintiți de mine. Eu sunt Borza. Borza I. Vasile. Borza? Borza I. Vasile? Ce curios. Vă mai aduceți aminte cum mi-am spart odată capul căzând dintr-un zarzăr și dumneavoastră m-ați luat în brațe și m-ați dus la cancelarie ca să mă pansați? Și a doua zi era serbarea de 10 mai. Da, 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 parcă mi-aduc aminte. Dar mă întreb o fi adevărat. Din păcate trebuie să plec. Am întâlnire pe la 2:15, 2:30. Și s-a făcut teribil de cald. Îmi pare bine de cunoștință. Ai aflat ceva? Nu. S-a făcut că nu mă recunoaște. Nici nu era greu. Am repetat câteva fraze învățate pe de rost. Probabil că nu l-am convins. Sau poate a aflat între timp că Borza nu mai trăiește și i-am devenit de la început suspect. Și cu toate astea trebuie să-i recăpătăm încrederea. A fost acolo la Anca noaptea când s-au întâmplat toate. A fost anchetat de numărul 1 și de numărul 3. Știe o sumă de lucruri. E singurul care le știe. Trebuie să mai încercăm o dată.
Încearcă tu, Alexandre. Ați ascultat Pe strada Mântuleasa de Mircea Eliade. Dramatizare radiofonică de Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Fărâmă, Constantin Codrescu; Borza, George Constantin; Oana, Dana Dogaru; Anca Fogel, Florina Cercel; Superiorul, Silviu Stănculescu; Dumitrescu, Dan Condurache; Zamfira, Adriana Trandafir; Dragomir, Florin Anton; Alexandru, Răzvan Ionescu; Darvari, Mihai din Vale; Iozi, Mircea Constantinescu; Aldea, Mihai Bisericanu; Economu, Nicolae Pomoje. În alte roluri: Anda Caropol, Rodica Sanda Tsuțuianu, Ion Punea, Ion Chelaru, Ion Siminie, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică: Laura Mureșan, Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Luiza Mateescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.